Porcica cu sare. A fost odată un bătrân zgârcit care trăia singur. Într-o zi scăpă din mână ulcica în care își ținea sarea, iar aceasta se făcu țăndări. Cum era prea zgârcit să-și cumpere alta, merse la un vecin de împrumută una. Dar cum se pare că era ziua lui ghinionistă, o scăpă și pe aceasta. Ca să nu fie nevoit să-i plătească ulcica, o lipi cum putu mai bine și o duse vecinului când acesta nu era acasă. O puse pinișor pe dulap și se reîntoarse acasă. A doua zi, vecinul îl luă la rost, căci găsi ulcica spartă și lipită. Se certară ei cât se certară, dar cum bătrânul nu își recunoștea vina, vecinul merse și îl dădu în judecată. Văzând cum stau lucrurile, bătrânul se sfătui cu un nepot de-al său, avocat, ce-i de făcut. Era cineva prin apropiere când ți-a împrumutat ulcica? Îl întreba acesta. Nu era nimeni. Atunci e simplu. Vei putea spune că atunci când ți-a împrumutat ulcica, aceasta era deja spartă. Sau, și mai bine, că el a spart-o după ce i-a adus-o. Sau poți să susții că n-ai împrumutat nicio ulcică, fiindcă, fără martori, el nu va putea dovedi. Bătrânul reținu tot și merse fără griji la judecată. Când judecătorul îl întrebă dacă e vinovat, el începu să turuie. Domnule judecător, e simplu să-mi dovedesc nevinovăția, căci vecinul când mi-a dat ulcica, aceasta era spartă. Apoi când i-am înapoiat-o, aceasta era bună. Așa că vecinul meu a spart-o și, în sfârșit, să știți că eu nu am împrumutat nicio ulcică de la vecinul meu. Cu toată această pledoarie, omul trebuie să plătească ulcica și alte cheltuieli de judecată, fără a ști însă din ce cauză.